Vă și vorbesc puțin să vă pun în temă cu tot ce s-a întâmplat astăzi. În primul rând, am fost cu pisica mea la tun, într-un cabinet veterinar din Călăraș. Cabinetul se numește Doctor Cat. O să vă las numele lui în descriere, poate vă ajută și pe voi dacă aveți animale și nu știți la ce veterinar să mergeți, vă recomand acest cabinet. S-au purtat foarte, foarte frumos, nu a trebuit să așteptăm foarte mult. Am mers pentru prima dată la acest cabinet doar pentru a o tunde pe Cleo, nu am folosit și alte servicii de ale lor, deci nu pot să vă spun cum sunt în legătură cu celelalte servicii. Dar pentru tuns am fost mulțumită. Ea a făcut o injecție pentru a o adormi, iar apoi treaba a mers super bine, au reușit să o tundă. Înainte să plecăm, ea a făcut o altă injecție, am înțeles că i-a făcut această a doua injecție pentru a se trezi. S-a trezit, a fost totul bine, ea și-a revenit, a mâncat, a băut apă și se bucură de nou în soare. Să vă arăt câteva chestii. Pentru acum, să vă arăt acest tratament de unghii de la Evelyn. Se numește 8-in-1 Total Action. Eu îl folosesc câte aproape 3 săptămâni, pentru că așa spune pe prospect. Spune să-l folosești timp de 3 săptămâni, aplicat în fiecare zi cât un strat, timp de 4 zile, iar a 5-a zi se șterg toate celelalte straturi și se începe din nou tratamentul. Acest proces trebuie repetat timp de 3 săptămâni, iar până acum eu sunt mulțumită. Trebuie să vă spun că nu este prima dată când îl folosesc, l-am mai folosit în trecut. Ultima dată am avut acea variantă cu niște particule gold în interior, dar pot să spun că nu mi-a plăcut acea variantă, nu știu, nu m-am înțeles cu ea, nu știu dacă este vina unghiilor mele, dar pur și simplu mi se lua de pe unghii, unghiile mi se exfoliau în continuare groaznic. Iar acum de aproape 3 săptămâni de când folosesc acest tratament, unghiile mele și-au revenit și pot să spun că sunt mulțumită și o să-l folosesc și în continuare după terminarea tratamentului, ca și bază înaintea culorii sau pur și simplu îl voi pune așa pentru că are și o culoare lăptoasă, destul de frumoasă. Cred că nu sunt singura care laudă acest tratament, am mai auzit la foarte multe persoane, dar cred că este și bun și își merită banii, nu este deloc scump, este undeva până în 20 de lei și chiar face o treabă bună. Mai departe, dacă mai țineți voi minte haul-ul meu de la editura Litera, v-am arătat că acolo am primit cadou această cărticică. Se numește Pământ American. Și după ce am terminat cu toată sesiunea, toate examenele, am zis că aș vrea să citesc ceva care să mă țină în suspans, ceva care să aibă multă acțiune și așa și este. Până acum am citit doar 30 de pagini din carte, abia am început-o, dar sigur o să o continui cât de curând. Îmi place foarte mult, îmi place pentru că sunt descrieri, dar nu sunt deloc descrieri plictisitoare și deja de la primele două pagini, cartea deja a intrat în poveste. Acțiunea deja se desfășoară încă din primele pagini și asta îmi place foarte mult, să vedem cum o să fie și pe parcurs.